În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Am parcurs cu foarte mare viteză postul Sfinților și întru tot lăudaților apostoli Petru și Pavel. Ați văzut, în câteva zile cei care au fost râvnitori sau cei care au fost porniți pentru cele sufletești au venit, s-au spovedit, s-au împărtășit, iar acum am putea să spunem că putem da slavă lui Dumnezeu că s-a îndurat și ne-a dat vreme bună, apă la timp pământului. Dacă păsările și dobitoacele au hrană și omul trăiește și dacă câmpurile se adapă de apa lui Dumnezeu, putem spune că nu ne temem de foamete, pentru că de obicei ați văzut cum arată sărbătoarea prorocului Ilie în viața lui, că atunci când lumea a depășit toate gradele de păcătuire și a intrat în cele mai extreme forme de lepădare de Dumnezeu, Dumnezeu a lepădat bunătatea Lui și a coborât mânia Lui peste oameni și 3 ani și jumătate n-a venit un strop de apă pe pământ. Și în momentul de față se spune că atunci când vor fi anii apocaliptici și lumea se va strica permanent și va continua să se strice în mod permanent, și mânia lui Dumnezeu va începe la fel, tot prin această secetă cumplită, prin ridicarea hranei și a apei de pe pământ, ca omul să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu, numai că la vremea respectivă Antichristul va putea face minuni și semne, arătând că poate scoate pâine din paie, poate face să învie morții, poate să facă să răsară izvoare, ca să înșele și pe cei aleși. Ca să nu cădem în înșelarea de la dreapta învățătura lui Dumnezeu, primul lucru trebuie să cunoaștem foarte corect și atent învățătura de credință creștin-ortodoxă și nu folosesc neapărat termenul de ortodoxă pentru a scoate în evidență că noi am fi perfecțiunea. Ortodoxă înseamnă dreaptă credință. Credința în moartea și învierea lui Hristos și în jertfa crucii, care este jertfa de restaurare a omului în Iisus Hristos. Noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și mergem de la chip la asemănare. În momentul în care un om cunoaște legea cea sfântă și are primită taina Sfântului Botez, are primită taina Mirungerii, are primită puterea Euharistiei asupra lui, este iubitor de rugăciune, este iubitor de Dumnezeu, el întotdeauna va face doar lucruri bune, pentru că cel ce iubește pe Dumnezeu nu poate decât să-i păzească poruncile. Și atunci când vedem în jurul nostru oameni liniștiți, vorbim de oamenii lui Dumnezeu. Când vedem oameni pașnici, vorbim de oamenii lui Dumnezeu. Când vedem oameni cu minți și echilibrați, vorbim de oamenii lui Dumnezeu. Când vedem în jurul nostru oameni de calitate, vorbim de oamenii lui Dumnezeu. Iar când vedem contrariu, ne punem o întrebare, oare ce se întâmplă în jurul nostru? Și aici trebuie să avem 3 moduri de a aborda problema. Întâi, studiem introspecția problemei, ce fel de om este. Și Scriptura ne spune atât, spunem cu ce te însoțești ca să spun cine ești, și proverbul românesc. Deci dacă pui un măr bun lângă mere rele, se strică, și dacă pui un măr rău între mere bune, le strică și le face rele. Așa că și noi trebuie să ne găsim întotdeauna sursa și izvorul de inspirație, care să fie cât mai autentic și să fie cât mai aproape de învățătura lui Dumnezeu. Dacă ai un prieten care te smintește, Scriptura ne spune, orice mădular te smintește, taie-l și aruncă-l în foc. Dacă e ochiul tău, dacă e mâna ta, dacă e piciorul tău, și unii înțeleg că trebuie să stai o mână și un picior să scoți un ochi, nu? Ochiul ține de învățătura înțelepciunii, piciorul de cărările care duc la Dumnezeu, mâna de lucrare a faptei bune. Deci dacă ai un om care nu te trage la fapta bună, l-ai tăiat și te-ai dat deoparte. Dacă ai un om care nu te duce pe cărări bune, l-ai tăiat și te dai deoparte. Dacă ai un om care te învață greșit, te dai deoparte. Și în felul ăsta tu te-ai ferit, că așa spune, mai bine să intri ciung în Împărăția Lui Dumnezeu decât să intri întreg în foc. Adică, cum spunem noi în lumea modernă de astăzi, vorbim de diplomație sau vorbim foarte mult de toleranță. Tolerăm ce e de tolerat
și sancționăm cei de sancționat. Dacă cineva s-a abate de la un adevăr și cade într-o greșeală și l-ai mustrat și l-ai îndreptat, îl ierți și asta înseamnă că ești diplomat. Dacă el nu înțelege, mai iei pe încă unul sau doi și dacă nu înțelege, iar mai iei și îl spui bisericii, iar de acolo să-ți fie ție ca un păgân și vameș. Deci tu nu trebuie să mai ai treabă cu el. Frate, îmi pare rău, prietenia noastră e sfârșit, nu te urăsc, nu te iubesc, bună ziua, Doamne ajut. De ce? Pentru că încercând noi să facem din rău bun mai repede decât Dumnezeu sau altfel decât vrea Dumnezeu, calea nu duce la ceva serios, ci duce spre ceva neserios și alunecăm tocmai în ceea ce, deci repet, alunecăm tocmai în ceea ce înseamnă înșelare și cădem noi în extrema cealaltă, crezând că vrem să facem bine și de fapt putem face rău. Și Sfântul Ioan Damaschin ne spune așa, un bine dacă nu este făcut bine, nu este bine. Deci Scriptura ne învață binele suprem sau binele lui Hristos, că tot darul cel desăvârșit, de sus de la tine este Părintele Luminilor și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. A doua cale este luarea aminte. Toate filocaliile, 10 la număr și încă două, Isaia, Pusnicul și Scrisori, către Varsanufie și Ioan, care sunt de altă învățătură, de altă formare duhovnicească, mistice, vin și ne vorbesc de trezvia minții. Tot ce te mustră conștiința nu-i bine. Și tot ce îți dă pace și te așează duhovnicești, este bine. Dacă ajuți pe cineva și l-ai îndreptat, e bine. Dacă ai sfătuit pe cineva și l-ai îndreptat, e bine. Dacă sprijini pe cineva și l-ai ridicat, e bine. Dacă ai făcut cuiva dintr-un necaz un bine, e bine. Dar atunci când vezi că binele începe să devină profit, pui punct și îi spui, frate, uite care-i treaba. Eu nu sunt pus de Dumnezeu să-ți car neputința, ci spus să-ți port neputința. De cărat-o car singur. Înțeleg, n-ai o mână, meriți o pâine. Dar când ți-i lene să pui mâna pe sapă, e treaba ta de ce îmi folosești mâna. Ești flămând și ți-am dat un blid de mâncare. Dacă știi cum să câștigă mâncarea și nu vrei să o câștigi, stai flămând. Deci trebuie să fim foarte atenți ca fapta bună să nu devină păcat. Spune în Sfânta Scriptură, să sude milostenia în mâna ta, deși aceeași Sfântă Scriptură vine și spune să nu lași mâna întinsă, că mai lesne este a da decât a lua. Mâna întinsă înseamnă să analizezi, cum spune Isaia, elementele fundamentale ale credinței. Văduva, săracul, orfanul, oropsitul, necăjitul. Dă așa o categorie, în ordine îi pune. Să nu oprești plata slugii, să nu legi lanțul nedreptății, ci să dezlegi lanțul nedreptății și atunci împlinești legea lui Hristos. Adică în clipa aceea, lui Dumnezeu începe să-i placă ceea ce faci tu și viața ta. În schimb, când găsim oameni care știu să profite pe acest element, frate, profiți, dar cred că nu ți-ai găsit profitorul. Adică caută tu pe cel care să te întrețină, tu fiind comod sau stând degeaba, sau nefăcând nimic, sau trăind, că am întâlnit foarte des părinte, dar în numele credinței. Frate, în numele credinței, uite, poți să arăt hărlețul, dacă vrei să-l cumpăr. Poți să arăt saba, dacă vrei să o cumpăr. Poți să arăt coasa, dacă vrei să o cumpăr. Atâta timp cât ești apt de muncă și coloana vertebrală nu-ți prezintă protuzii și hernii, ești apt să-ți câștigi pâinea. Cel care e o log în cărucior sau la pat, merită ajutat. Și cea din urmă, dacă cel care te însoțește te trage la rău în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, spune Scriptura, acolo încep să fii foarte atent și foarte băgător de seamă ca cel de lângă tine să nu te smintească din calea din care trebuie să mergi. Când constați că cel de lângă tine nu te trage la bine, discret, te desprinzi fără zgomot, știi, hai să ne rugăm, hai că am treabă, hai să mergem la biserică, hai să ne spovedim, hai să ne împărtășim. Și el, dacă e certat cu bună rânduială, se va depărta singur de tine. Pretenia cu lumea te lasă singur la mormânt și numai faptele credinței, tovarăș mai departe, să-mi spune Ioan Iacob Ozelit. Deci viața noastră este ca un exercițiu. Viața noastră este ca o descindere pe câmpul de luptă.
poți pe drum primi o săgeată, poți primi pe drum o ispită, poți primi pe drum o încercare, poți primi pe drum o ispitire. Dacă tu ești treaz și cu mintea la Dumnezeu, nu primești și nu pățești nimic. De ce? Domnul păzește pe cei drepți, pe sărac și pe văduvă va sprijini, iar calea păcătoșilor o va pierde. Nu vicleniți, că cei ce viclenesc vor peri. Pe vrăjmaș și pe viclean urăște Domnul. Deci trebuie să fim foarte, 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 foarte atenți. Deci viața creștină este de fapt un exercițiu de fapte bune în prelungire permanentă, zi de zi. Viața creștină nu este altceva decât un exces de bine. Viața creștină nu e decât un exces de rugăciune. Viața creștină e un exces de cumpătate, un exces de bunătate, un exces de omenie, un exces de bun simț, un exces de demnitate, un exces de calitate, și atunci omul nu poate greși. Când mai auziți povești de, spre exemplu, cum s-a mai vehiculat în spațiu media, că cei care sunt credincioși sunt medievaliști, nu, noi nu suntem medievaliști. Medievaliștii chiar au fost oameni credincioși. Să nu uităm că în marile vremi de prigoană și încercări și războaie și nenorociri s-au făcut lucruri mărețe. Și tocmai acum, când nu mai suntem încercați de nicăieri și chinuiți de nicăieri și nu ne mai ucide nimeni și nu ne mai războim cu nimeni, ne războim noi între noi, tocmai acum când ar trebui să facem lucruri bune, nu le facem și pe de o parte încă distrugem și ceea ce s-a consolidat și s-a construit. Deci noi trăim o epocă a inversării valorilor, când trebuie să fim atenți. Dacă nu cumva, în mod evident, albul devine negru după voința cuiva și negru devine alb tot după voința cuiva. Noi să căutăm decât voia lui Dumnezeu. Căutați împărăția lui Dumnezeu și celelalte se vor adăuga vouă. Deci, în momentul când împlinești poruncile lui Dumnezeu, nu mor nici de foame, nici de sete. Ori dacă ne uităm la psalmist ce spune, spune destul de aspru și de categoric. Bogat sau sărăcit? Cum poți sărăcească un bogat dacă el e putre de bogat? Simplu. El, în loc să lărgească masa, înalță gardul. Așa a spus bogatul din Evanghelie. Mai mari voi face hambarele mele și mai înalte le voi zidi și voi spune sufletul meu ce multe bunătăți ai și pentru multă vreme. Bea, mănâncă și te veselești. Ori viața este tocmai ceea ce nu știm noi. Viața este o trecere dintr-o împărăție în cealaltă împărăție. Din împărăția pământească și văzută în împărăția nevăzută și care nu mai ține de noi. Nu vreau să vă obosesc, nu vreau să vă plictisesc, m-am tot gândit ce istorioară să vă spun, dar în seara asta am să vă spun o istorioară care sună așa: pocăiți-vă și îndreptați-vă viața, să nu vărsăm lacrimi amare atunci când ne întâlnim cu Dumnezeu și n-am făcut ceea ce trebuia să facem. Amin și Doamne ajută!